Jandarmii reprezintă o prezență obișnuită în preajma școlilor. Aceștia veghează la siguranța elevilor, dar au și întâlniri cu copiii. Una dintre acestea s-a desfășurat miercuri la liceul teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie. Cu această ocazie, sute de elevi de la trei licee din zonă au putut afla cum pot deveni jandarmi și ce înseamnă școlarizarea în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, dar și despre concurența mare pe locurile disponibile. Pentru subofițeri avem două școli, la Drăgășani și Flălticeni. Iar pentru ofițeri, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Este o singură facultate în țară. Gândiți-vă că e destul de greu să intri acolo dacă îți dorești cu adevăr. Bun. Hai să vă spun câteva lucruri despre avantajele care vi le oferă. În primul rând, școlarizare gratuită. La subofițeri, în momentul de față, este un singur an. Înainte se făceau 2 ani, dar datorită deficitului de personal se mai face un singur an. Iar la ofițeri, 3 ani, 4 ani, în funcție de opțiunea dumneavoastră. La subofițeri avem în toamnă o nouă promoție, da? Ca să vă dați seama de concurență, că și asta e important. Cam 2 pe loc am avut acum în primăvară. La ofițeri, mult mai mulți. Mai bine nu vă zic, că nu vă mai bine să mergeți. Așa. Deci, școlarizare gratuită. Asta însemnând cazare, hrană, îmbrăcăminte și cred că se vede și soldă. Unii dintre actualii elevii de clasa 12 erau hotărâți să se îndrepte către o carieră militară chiar și înainte de întâlnirea cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarm Județean Hunedoara. De ce ai ales să te faci jandarm? Păi am ales să mă fac jandarm pentru că îmi place meseria, îmi place ce fac jandarmii și nu știu... Consider că e un loc bun de muncă și că ajut statul român. Alegerea locului de desfășurare a acțiunii nu a fost una întâmplătoare. Între IJJ Hunedoara și Liceul din Orăștie existând o mai veche colaborare. Se mai adaugă și faptul că mulți dintre actualii jandarmi au absolvit la Aurel Vlaicu, inclusiv colonelul Marius Iosif, șeful IJJ Hunedoara, și se dorește ca numărul acestora să crească. Doamna director, ce înseamnă acest eveniment pentru școala pe care o conduceți? Pentru școala mea înseamnă o pată de culoare, pentru că am fost invitată și la ziua jandarmeriei. Acolo am luat contact cu toate standurile pe care le vedem și noi aici prezente. Și deoarece domnul Iosif este fost absolvent acestui liceu și având atâtea amintiri colorate și prezente încă în memorie despre acest liceu, acești elevi pe care îi vedeți de la clasa 5 până la clasa 12 pot să observe modul de lucru al jandarmeriei, câte posibilități oferă această structură, de la jandarmerie montană până la dresaj câini, până la porumbei călători, armament, ATV-urile sunt prezente, e foarte, foarte interesant și eu sper să-și aleagă această carieră, pentru că dacă ei merg pe linia să devină arhitecți, medici, ingineri, asta este o armă deosebită în cadrul căreia se pot încadra. Tinerii prezenți la întâlnirea de la Orăștie au putut vedea un exercițiu efectuat de conductori cu câinii de serviciu din dotarea unității, precum și premiile câștigate de un jandarm pasionat de porumbei. De asemenea, elevilor le-au fost prezentate tehnica și dotarea jandarmilor hunedoreni, inclusiv cea impresionantă a grupei antiteroriste, lucru care i-a făcut pe unii liceeni să se îndrepte către o carieră militară. Thank you.
domnișoară, te-am văzut foarte preocupată de arme. Cum ți s-a părut? Da, deci eu, văd arme și astea. Eu, sincer, sunt obsedată. Îmi place foarte mult să văd pistoale, arme, nu știu, tot fel de din astea ce țin de militarie. O eventuală carieră militară, vă gândiți? M-am gândit eu la ceva așa, da. Chiar, dar nu de foarte mult timp îmi place și așa urmăresc. Cei interesați pot afla ce alte condiții mai trebuie îndeplinite pentru a urma o școală militară de ofițeri sau subofițeri de pe site-ul Inspectoratului de Jandarm Județean Hunedoara sau de la sediul central din Deva, în clădirea fostului liceu de construcții. Calitățile care mă definesc sunt demnitatea, responsabilitatea și onoarea, iar aceste calități trebuie să le aibă un militar de sfârșit. Ce aștepți de la generațiile care vin? Ce le transmiți? De ce să aleagă cariera de jandarm? Cariera de jandarm este una foarte frumoasă, care îți poate oferi experiențe de neuitat. Una care te unește cu oamenii de lângă, ești mai empatic și, bineînțeles, atunci când îmbraci uniforma de militar, trebuie să ai niște calități, cum ar fi responsabilitatea, demnitatea, onoarea, iar dacă le au, îi așteptăm în echipa noastră. Ce trebuie să faci ca să ajungi jandarm? Atunci când vor fi concursul de admitere, noi îi așteptăm la reședința noastră unde pot completa o cerere de înscriere și apoi vor parcurge etapele unei sesiuni de admitere. Sunt ceva condiții minime care trebuie îndeplinite? Dacă ai între 18 și 27 de ani, nu ai tatuaje la vedere, ai promovat examenul de bacalaureat, te așteptăm în echipa noastră. La terminarea studiilor, absolvenții de școli militare își pot alege viitorul loc de muncă în funcție de medii, existând șanse mari ca hunedorenii ce vor fi în această situație să poată lucra ca jandarmi în județul natal.